Salutare și bine te-am găsit! Au sosit vizitatori dincolo de stele. Ce secrete ar putea împărtăși prietenii noștri intergalactici? Ce minune ar dezvălui aceștia? Aceștia nu vin cu gânduri de pace. Străinii au ajuns și sunt aici pentru a stabili legea. Oamenii nu mai sunt în vârful lanțului alimentar și suntem acum la mila stăpânilor noștri străini. Ce ar face noii noștri stăpâni extraterestri cu noi și de ce au invadat pământul? Timp de secole, oamenii au apelat la împușcături pe pământ. Întrebați doar animalele pe care le folosim ca hrană, păstrăm în grădini zoologici, le vânăm sau chiar avem în casă ca animale de companie. Suntem în stare de șoc când apar noii noștri maestri intergalactici. Ce anume ne-ar face? Ei bine, s-ar putea să devenim noi animale. Suntem tratați ca o marfă care trebuie cumpărată, comercializată și vândută. Și dacă acești extraterestri sunt ceva asemănător cu noi, am putea fi prânzul lor? Celulele umane sunt formate din proteine, acizi, nucleici și membrane. Dacă extraterestrii ar avea aceeași biochimie de bază ca noi, ei ar putea să transforme corpurile noastre gustoase pline de hrană în energie pentru ei înșiși. Doar în China, industria cărnii de porc valorează 128 de miliarde de dolari și are 433 de milioane de porci gata să fie puși pe grătar. Pentru un cunoscător de alimente extraterestre, am fi la fel de gustoși? Burger uman? Cineva? Ce se întâmplă dacă am fi văzuți ca o delicatesă care trebuie distribuită prin univers? Chiar și pentru noi, părțile corpului sunt o marfă fierbinte. O inimă este de 1,4 milioane de dolari la transplant, iar 119.000 de dolari pe piața deschisă. Rinichii sunt în jur de 200.000 de dolari, iar măduva osoasă este de 23.000 de dolari pe gram. Avem de face cu economia umană aici, dar această idee poate fi aplicată conceptului că suntem noi vite ale Pământului. Suntem un organism viu care ar putea fi vândut la ceva, undeva în spațiu. Dar dacă străinii nu cred că suntem delicioși? Dar dacă ar crede că suntem drăguți? Ei bine, în SUA sunt aproape 70 de milioane de câini fiind ținuți ca animale de companie și 74 de milioane de pisici. Brazilia are de asemenea 191 de milioane dintre cei mai buni prieteni ai omului. Ne-ar ține stăpânii noștri ca animale de companie? Sau, și mai rău, ce se întâmplă dacă ne-ar ține în captivitate și nu ne-ar da drumul? Știi cum facem noi acum cu grădinile zoologice? Există aproximativ 6.000 de specii în grădini zoologice din întreaga lume. În total, aproximativ 8 milioane de animale. Este posibil ca extraterestrii să nu aibă la fel de multă varietate în grădinile zoologice umane, dar suntem siguri că sunt o grămadă distractivă. Imaginează-ți un grup de copii străini într-o excursie școlară, urmărindu-te în habitatul tău natural. Vezi copii? Ei bine, pământul pare un loc destul de drăguț pentru amenajarea magazinului pe hârtie. Pământul are o placă tectonică care ajută la menținerea stării climatice, un câmp magnetic global care împiedică apropierea vânturilor solare și bonusul suplimentar al unei luni care împiedică pământul să se zvârle prea mult pe axa sa. Această combinație ar părea atrăgătoare pentru extraterestri și este ceva ce nu ar găsi oriunde. Cât despre noi, ei bine, știm deja că nu numai că vom fi delicioși, dar și profitabili. Odată cu extraterestrii care au monopol pe piața umană, i-ar putea începe să facă schimbări mai satisfăcătoare pentru noua lor casă. Având în vedere că sunt suficient de inteligenți pentru a călători an lumină pentru a ajunge aici, cât de greu ar putea fi reamenajarea unei planete? Adevărul este că nu știm sigur care ar fi planurile străinilor. Acesta este doar unul dintre mai multe scenarii care s-ar putea întâmpla dacă ne-am confrunta cu o invazie extraterestră. Ce se întâmplă dacă extraterestrii intenționează deja să ne cucerească? Vă mulțumesc pentru vizionare și te mai aștept curând! Dacă ți-a plăcut, lasă un comentariu, dă și tu un like și nu uita să distribui să vadă și prietenii tăi! Ciao!